Începând de luni 7 martie, în toate liceele începe și acțiunea de simulare a examenului de bacalaureat privită de conducerile unităților de învățământ cu mare responsabilitate. De luni vor începe și simulările pentru bacalaureat și pentru clasa 11 și clasa 12. Vor fi 3 probe, exact ca și la bacalaureat, care se vor desfășura luni, miercuri și joi. Simularea înseamnă, într-adevăr, pentru elevi o provocare, pentru că vor vedea exact care este nivelul lor de cunoștințe. Este și o șansă în același timp, pentru că vor mai avea timp prin planurile remediale pe care noi le vom propune prin contribuția lor, pentru că vor trebui să muncească și să învețe pentru bacalaureat, să avem rezultatele pe care ne le dorim la finalul bacalaureatului. Luni 7 martie se va desfășura simularea la limba română, iar marți la limba maternă. Pe 9 martie se va desfășura proba obligatorie a profilului matematică sau istorie. În data de 10 martie se va alege profilul numai pentru elevii clasei a 12-a, care pot opta între fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare și comunicare, psihologie, economie, sociologie sau filozofie. În 18 martie se vor afișa rezultatele și în cazul simulării examenului de bac bacalaureat, în cataloage se vor trece notele doar cu acordul elevilor. Fiecare profesor va întocmi împreună cu elevii planuri de remediere a golurilor existente în cunoștințele acestora.